PSD lovit din interior, într-o scrisoare deschisă, fostul ministru Ecaterina Andronescu, îl atacă în termeni duri pe președintele Liviu Dragnea și îi cere să plece. În opinia ei, ca PSD să redevină un partid credibil, este nevoie de două lucruri. Să venim în cel mai scurt timp cu un prim-ministru și un guvern PSD de super profesioniști, iar partidul are suficienți specialiști pentru un asemenea guvern. Pentru binele României și pentru binele PSD-ului, președintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate și maturitate, și să facă un act de mare curaj și demnitate politică și să se retragă din a partidului. Motivele sunt suficiente, le știm cu toții și nu le voi expune acum, a scris Ecaterina Andronescu. Ceea ce se întâmplă în acest moment în PSD și în țară nu este în regulă, să a mers și să ajuns totuși prea departe. Iar noi, cei din PSD, ca partid de guvernare, ne place sau nu, va trebui la un moment dat să decontăm absolut toate facturile acestei situații critice. Nu ne putem ascunde tot timpul de responsabilitate și să dăm vina pe alții, a subliniat Ecaterina Andronescu în scrisoarea adresată tuturor membrilor PSD. Fostul ministru al educației a declarat că nu se mai simte reprezentată de partidul aflat la guvernare. Mai mult nu face cinste nici țării, dar nici colegilor săi. Iar ultimele decizii luate de socialdemocrați nu fac decât să alimenteze puterea partidelor de opoziție și să alieze poporul împotriva PSD. Fac un apel cât se poate de responsabil la toți colegii factori de decizie în acest moment ai PSD, la toți cei care odată au ocupat asemenea poziții în PSD și la președintele actual al PSD, domnul Liviu Dragnea, să nu dăm foc țării și PSD-ului. Dacă lucrurile acestea nu se vor întâmpla acum urgent, vom pierde guvernarea, iar noi ca partid vom ajunge la dezastru, iar în locul unui guvern PSD de profesioniști pe care am putea să îl avem, ne vom trezi cu un guvern de amatori, cum am mai avut, iar țara în an de centenar se va duce și ea înspre prăpastie, spre disperarea noastră și bucuria multora care nu ne vor puternici, uniți și consolidați în slujba României. Dragi colegi pesediști de bună credință, bine intenționați, responsabili și iubitori de țară și de neam, acum este momentul testului nostru de maturitate. Avem obligația și datoria să lăsăm copiilor și copiilor noștri o țară frumoasă, prosperă, sigură, democratică și puternică. Dumnezeu să binecuvânteze România, a încheiat Ecaterina Andronescu scrisoarea deschisă.